Salutare! Mai nou, greva foamei se face în mașină. Iată-l pe Paul Feroiu intrând în acea rulotă acolo. Deci nu se mai face greva foamei expus tot timpul, să fii văzut tot timpul cu o pancardă, cu ceva clar, cu un semn clar că ești în greva foamei. Pur și simplu, omul stă în mașină, l-am văzut și în mașina, în rulota asta și în mașina de alături, Peugeot 407 Argintiu, ăla din stânga rulotei. Pe doamna Gabriela Calițescu n-am văzut-o deloc, posibil să fie înăuntru, că ea a început de azi noapte, astăzi fiind 30 august 2021, de a început și ea de azi noapte greva foamei alături de Paul Feroiu. Dar iată că e doar el și, vedeți, intră, iese, e mai convenabil dacă atunci când e să faci greva în mașină sau în rulotă, când e prea cald te bagi să te răcorești, când e prea frig te bagi în mașină ca să te încălzești. Și în rest, poftim. Se duce, nu știu unde se duce încolo. Poate să depună ceva, un act, o plângere împotriva celor care au făcut abuz. Cam asta e. Iată mașinile.